De la iahturi care zboară la biciclete din lemn și multe mașini ciudate, astăzi tot ce desenez primesc pe GTA 5. Așa că hai la episod. Ok, fraților, avem primul desen. Cred că prima dată aș vrea o bicicletă cu o roată foarte mare pe față. O să-i fac ceva de genul. Ok, avem prima roată desenată. O să-i facem, bineînțeles, și a doua roată, pentru că nu ai cum să te dai pe o bicicletă fără două roți. Și bineînțeles, trebuie să-i facem ghidonul la bicicletă. O să-l facem undeva, cred că aici. Hai să vedem cum a ieșit. Ce e asta, fraților? What? Ok, deci chiar a mers chestia asta. Hai să ne batem un pic cu poliția. Și uite cât de rapid merge, what? Dar nici nu se învârte prima roată. Ce e asta, bă? Deci, să ziceți, poate nu ziceți în comentarii că n-am talent la desen. Să vezi ce outrage. Deci i-am pus exact roata pe care am desenat-o, mi-a dat-o. Ia, mă, poate prinde poliția? Salut, băieți, dați-o linuță. Vreau să văd dacă fuge mai rapid motocicleta asta. Scrieți în comentarii ce credeți că e asta, bă, bicicletă sau motocicletă. Hai să scăpăm de poliție foarte rapid și după vreau să desenez următoarea chestie. Ok, o să mă ridic într-o roată. Bine că n-am căzut. Ce cățel frumos! Pot să le iau acasă? Câți copii aveți acasă? Ah, nu pot să le iau acasă. Îmi pare rău. Hai că mai avem un pic și scăpăm de poliție. Salut, frate, dar nu e trecere de pietoni pe drum. Ce naiba? Bă, era să-l calce. Mă, ce-i neregulă cu oamenii ăștia? What, fraților? Ok, cred că am murit. Oh, pot să-mi dau parașută? Perfect. Ia uitați ce parașută frumoasă. Păi și unde ți-e parașută? La etajul 3 o bate bărbasul, hai pa. Da, hai să desenăm următoarea chestie. Deci nu sunteți pregătiți. Stai că am făcut o roată urâtă. Deci m-a apucat creativitatea, bă, frate, și vreau să fac o barcă cu roți. Dacă voi ați mai văzut undeva o barcă cu roți, apoi eu mă las bătut. Deci o barcă cu roți, o barcă perfectă, ar trebui să arate ceva de genul. Aici niște scări, niște scări un pic mai jos, un steag să te vadă pirații. Aici steagul României sau steagul Belgiei, cine știe. Nu mai știu ce culoare era steagul Belgiei. Belgia flag negru. Hai să-i punem aici niște gard și să-i mai facem niște mici detalii. Hai să vedem. Fraților, ce e chestia asta? Deci nu vine să cred că o mers. Hai să sărim. Bă, deci voi nu aveți idee, frate, de cât timp îmi doream să am o barcă cu roți. Deci ăsta a fost visul meu de mic, să conduc și să mânuiesc ca un pirat adevărat. O barcă cu roți, fraților. Și vreau să trolez poliția. Nici nu cred că are unde să mă omoară. Care se supără mai mare? Hai că mai știu să vorbesc. De ce e steagul Belgiei pe această barcă și nu steagul României? Bă, îi dau refund. Bine, nici n-am dat bani pe barca asta. Hai să vedem dacă este OP. Voiam să vă zic că vreau să-mi iau revanșa pe polițiști, că sunt ultimii fraieri și nu cred că au cum să mă omoare. Ia să analizăm un pic barca asta, fraților. Ia, de unde mă dau? M-am dat jos din ea. Vreau să-i fac un durability test. Vreau să-i sparg roțile. Hai că m-a luat și poliția cu două stele încă. Hai, era poliție lângă mine. Hai să ne urcăm sus. Bă, dar de ce te urci prin spate, bă? Mamă, ce Franklin. Du-te mai rapid. Bă, am stricat tot ce am făcut. Haide că după 100 de ani am luat altă barcă, că nu mai se putea avea steagul Belgiei. Da, fraților, trebuia să decorez acolo steagul României. Și hai să vedem dacă eu calc polițiștii, o să explodeze sau... Ok, bă, dar asta are rost de monster truck, nu? Parcă. Și, fraților, hai să vedem cum merge barca pe off-road. By the way, s-a schimbat și steagul. Sper că vă plac aceste tipuri de videoclipuri, sau nu știu cum să le zic, în care desenăm chestii. What? Am făcut accident cu copacul. Da, deci hai să desenăm următoarea chestie. Până acum am desenat doar chestii șmechere. Hai să desenăm ceva mai cringe. O să desenez o vacă mașină. Cum arată o vacă? Am uitat. Deci vaca are cap, are coarne. Nu mai știu exact, ok, nu vă luați de mine. Asta zici că este o oaie. Ok, am făcut niște păpuci. Și hai să vedem ce o să iasă, nu știu. Băi, o văd bine sau mi se pare mie? Fraților, eu conduc o vacă în momentul actual. Încape o vacă pe poartă? Scrieți în comentarii, da sau nu. Cine ghicește, dau 10. Ce, băi, prea grasă vaca? Bă, dar ce-o mâncat asta? Iarbă dublă? Ia uite că nu încape, bă. Pof, se ceartă fetele. Băi, vacă, nu încape pe ușă, fată, ce grasă. Bă, dar nu încape pe ușă. Eu o să fiu nevoit să aplic zborul meu magic. Am adus vaca la păscut. Ia și mănâncă și fă-te mai mare. Dar ce-i vaca asta, tir?
Bine, știți că vaca asta e o mașină, doar că eu o văd vacă. Dar e șmecher, îmi place, aș vrea să am ceva de gen în viața reală. What, a trecut un avion peste mine. Poate încălca vaca avionul, să vezi ce capac îi dădeam la pilot. Puteam să dau în judecată să-mi plătească vaca. Hai la următorul, că nu mai vreau să fac așa ceva, mi-e ciudat să conduc o vacă. Adineauri desenasem o barcă și nu prea am fost mulțumit, așa că m-am gândit, hai să desenez o barcă mai mare, dar nu vreau să desenez o barcă normală, ci un iaht. Hai să vedem ce ne dă jocul, ăsta ar trebui să fie un iaht. Fraților, ce e chestia asta? Deci, zbor cu un iaht? What? Cum e posibil așa ceva? Vreau ajutor, vă rog eu frumos. Deci am desenat un iaht și mi-a dat asta. Ce naiba, bă? Un like egal, mai coborâm și noi. Dacă e. Eu vreau să văd dacă ăsta explodează sau nu. Am pierdut. Ok, gata cu joaca. Ia să trecem la ceva mai intens. O să desenez o mașină. Mamă, deci dacă mi-o citește jocul, băgăm și un spoiler. Nu mi-o trebuie neapărat cu spoiler. Nu mă supăr dacă mi-o dă jocul cu spoiler. Și o să punem aici un R34. Dacă știți mașina, sunteți top. O să facem evacuările, ceva de genul. Hai să vedem ce mașină ne dă. Bă, cum arată, frate? A, e puțin dusă. Da, bă, frate, bă, jucați un pic interiorul. Nici nu mă așteptam să arate așa de bine interiorul. Ce naiba căutăm pe această casă, nu știu. Mamă, fraților, ziceți în comentarii ce alegeți, Nissan R35 sau Toyota Supra. Toyota Supra cea nouă. What? Ce e chestia aia? What? O gazelă, bă, și uite o vacă. A, ăla-i cerb. Vreau să-mi scrieți în comentarii voi ce ați alege. Viața reală, să puteți să desenați ceva și să primiți, cum fac eu pe GTA 5, sau să puteți să fiți invizibili. Eu cred că aș alege să pot să desenez ceea ce vreau și să primesc. Adică să fii invizibil e destul de OP, dar nu știu, ziceți și voi în comentarii. No, că dacă sunt geniu, sunt geniu, frate. Începem cu modelul ăsta de roți și construim un tren. Creăm un Gigi pe tren, niște geamuri, niște faruri, o scară. Hai să vedem ce tren o să primim. What? Fraților, cum ar trebui să conduc eu trenul ăsta? Ai de capul meu. Deci dacă eu rezist și m-am blocat. Deci dacă eu pot să supraviețuiesc de la săritura asta de 800 de etaje, eu, nu știu, mă fac șofer pe... Nu mă fac nimic. Hai să vedem și... Pof, te duci cu trenul de la... Bă, ce-am făcut, m-am intrat sub mapă. Pof, trenurile din România. Da, deci ultima dată când am fost cu trenul, a fost acum mult timp, și erau 42 de grade, fraților, în tren. De atunci n-am mai fost și măcar am fost doar pe GTA. Acum atâta, nu vă recomand să mergeți cu trenul. Mă rog, puteți să mergeți dacă nu aveți mașină. Haideți să vedem unde să testăm și noi trenul ăsta pe off-road. Imaginați-vă să stați la piscină ca boșii și trece așa un tren cu două roți. Salut, frate, ce reacție ați avea? Și nebun, aș sparge direct. M-aș panica, ce aș sparge? Ia, tren versus mașină. Și hai că l-am luat pe ăsta pe capotă. Hai că am eu capotă. Ia, mă, urcă ăsta pe munte, mă, frate, mă. Băi, ești nebun? Bă, puterea trenului. Băi, las-o încolo. Vreau să-mi lăsați în secțiunea de comentarii o idee de clip. Și bineînțeles, dacă vă place acest episod, să dați un like dacă vreți. Deci, bă, frate, uită-te și tu ce am putut să desenez, bă. Am zis că-l băgăm pe off-road. Dar unde sunt munții din GTA? Că uite ce munți am aici, ăștia urc cu bicicleta. Ok, mi-a ajuns cu trenul. Mă duc să-l dau înapoi. V-ați gândit vreodată cum ar arăta un jet ski cu roți? Ei bine, nici eu nu m-am gândit. De asta vreau să văd cum îmi dă GTA-ul un jet ski. Cum se zice, mă? Un dă-l, mă, de te dai pe apă cu el. Dar să aibă roți. Ăsta e scaunul și aici e motorul ăla. Pac, băgăm o elice, dar opa, zici că e altceva. Zici că e picior de dinozaur. Niște efecte. Hai să vedem ce ne dă GTA 5, bă. Ok, deci ăsta ar trebui să fie un jet ski cu roți. What? Băi, frate, bă, cât de tare e chestia asta. Bă, ziceți și voi dacă nu. Mamă, fraților, sunteți pregătiți? Hai că zburăm în cavaș. Dacă eu supraviețuiesc cu jet ski-ul ăsta cu roți, mai ziceți ceva? Băi, ești nebun? Ia ziceți, fraților, cum ar fi să vă duceți la mare? Așa frumos, e vară. Vă duceți la mare cu familia și vedeți pe cineva îmbrăcat în roșu că se duce și el la mare și are un motherfucker jet ski cu roți. Ce mind-blowing ar fi. Cum ar fi să meargă ăsta pe apă? Hai, ce, am dat cu capul. Bă, aproape am murit. Trebuie să am grijă. Bă, da, ce avem noi aici? O domnișoară care aleargă. Hai să vă ajut. Hai că vă ajut, doamnă. Ok,
Am ajutat-o. Bă, hai să vedem dacă merge ăsta pe apă. Eu zic că nu. Scrieți în comentarii. Hai, băgați predicție. Merge sau nu merge? Ce fac ăștia aici, bă? Plecați acasă, bă. Lăsați, bă. Veniți vara viitoare. Nu cred că o să meargă. Cred că o să mă scufund. Sau... Bă, vezi că s-a ridicat un pic? Era să zic mit fals, dar nu testez mituri acum. Hai să spawnăm următoarea chestie, că jet ski-ul ăsta e bun de dat flex cu el. Deci am un cuțit în mână, bă. Ok, deci la desenul ăsta vreau să văd câți dintre voi știți din ce film e chestia asta pe care o fac. Probabil acum vă întrebați ce naiba desenează ăsta, e nebun? Nu cred că sunt nebun. Deci desenez ceva foarte șmecher. Astea sunt 3 dube, n-o să le fac la perfecție. Nu știu dacă mi le dă așa, sper să mi le dea așa jocul. Jocule, te rog. E o dubă dintr-un film cu cineva foarte popular. Nu știu ce culoare era duba, că poate mi-o dă dacă pun culoarea. Și hai să vedem ce ne dă, fraților. E duba dintr-un film. Bă, ești nebun, sunt Walter White de pe Wish. Da, deci cu această dubiță cred că chiar poți să te apuci de ilegale, că nu te prinde poliția. Uite cum am sărit. Ce naiba, bă. Mamă, bă, cât de tare. Practic ai 3 case cu 3 etaje, cu 2 etaje de fapt. Niciodată n-am înțeles dacă la bloc, cei care stau la bloc, dacă stau la etajul unde sunt eu acum și conduc, se pune primul etaj sau primul etaj se pune de la al doilea etaj, care e primul etaj, gen. Ia ce sare dubița pe off-road. Ia să o testăm la o piscină, dubița lui Walt. Vreau să-mi scrieți în comentarii dacă știți de unde e duba asta. Bă, asta nu e piscină, mă? Ia unde am ajuns? Bă, n-am ajuns într-o... Ok, asta e o piscină goală. Ok, am ajuns la piscina unui milionar și m-am blocat într-un copac. Hai, bă, frate, și voiam să testez dubița din Breaking Bad la piscină. Dar cine-i... A cui e casa asta? Uite ce mașini urâte are, că le sparg acum. Băi, a picat testul duba asta, testul de, nu știu. Da, fraților, cam atât cu episodul ăsta. Eu sper că v-a plăcut. Gata cu desenatul, că nu mai am idei. De fapt, totuși mai am ceva idei, dar știi cum e, bă, tot talentul nu trebuie să ți-l dai odată. Dar înainte să încheiem episodul, ia să le stricăm noi distracția la fraierii aceștia. Aceștia cu Y. Păi voi dați party și sunteți vecini cu mine. Da, bă, fraților, bă, sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați să dați acolo un subscribe cu clopoțel dacă mai vreți episoade. Și eu m-am dus direct în piscină. Pa!